cuvintele. Ești din Chișinău? Sunt din Galați. Ah. Aha. All right. Nu-mi vine să cred. Arăți cum mi imaginez eu că arată scufița roșie. Da. La ora ceasul serii vin visele adevărate. Deci nu vine. Planul oniric mi se desfășoară în fața ochiului. Nu vine să cred. Ia zi, drăguțule, zile toate. Scuipă-le acum. Ia uzi lupul cel rău. Eu sunt vânătorul, mă. Draga mea, ai o voce foarte puternică. Nu mă așteptam la imaginea asta. Nu mă așteptam să arăți așa. Ești foarte drăgălașă, foarte blondă. Te-aș mânca, spune lumea. Esențele tari se țin da, în sticlete mici. Nu, am rămas șocat când te-am văzut. Chiar nu mă așteptam la imaginea asta. Ai așa o față angelică. Și... A fost ceva, da. Mă bucur că s-a întors Irina. Chiar ești o apariție surprinzătoare. Mulțumesc din suflet. Bine, doamnă, a meritat așteptarea. Cum te cheamă? Înainte să ne zici cum te cheamă, zi-ne, te rog, câți ani ai? Eu sunt Maria Crăciun și am 19 ani. O cheamă și Crăciun! Wow! Ești o dulceață de fată, ești ca o prăjiturică. Eu când m-am întors am avut sentimentul că sunt la Voice Kids o secundă, dar după aia mi-am zis totuși eu n-aș avea cum să fiu la Voice. Mi-am dat două palme, eu la Voice Kids n-am avut. No, ok. Nu spune niciodată. Da, nu, da. Maria Crăciun. Nu știi cum ne retrogradează. Iartă-mă, dar vreau să merg mai departe pe visul. Eu aș vrea să merg mai departe pe visul Smiley. Dacă tu ești scufița roșie, ce rol îmi dai mie? Bunicuța! Bunicuța, nu știu. Băi! Ia. Eu aș vrea să facem un joc. Hai zi, ia. Să consideri că ne-am întors toți. Categoric. Și pentru o secundă, deci tu ai trecut mai departe, da? Ai trecut prin pădurea fermecată. Am trecut. Ai trecut de lup. Taci puțin. Zi. Ești la Irina în echipă, ea are acum relaxarea să o joace cum n-a jucat-o niciodată. Și noi să ne batem pe tine. Da. Eu o să ies din joc pentru că eu deja o am. No. Trebuie să joci și tu. De ce? Nu fi pufi. Stai jos, joacă. Bine, îmi plac jocurile. Maria, ai cântat extraordinar. Aș vrea să cântărești cu grijă antrenorul pe care îl alegi. Pentru că acest contrast dintre vocea ta și apariția ta apariția ta efemeră, așa, inefabilă, la mine n-are are ce nevoie, să cântărească, o să rup cântarul. Are nevoie, de, la un moment dat, de o supra... Nu mai râde atâta, de o suprapunere. Așa. Deci cumva trebuie să suprapunem ce cânți peste cum arăți, pentru că altfel o să inducem telespectatorii în eroare, nu ne dorim asta. Cred că în echipa mea, cântecele potrivite vor ieși în calea ta. Dacă vei fi în echipa mea, vei alege piesele precum alegi florile din poienița în care ești acum, scufiță roșie. Una după cealaltă. Iar prima piesă pe care o dau, iată, sparg această gheață a propunerilor pentru viitor, eu ți-aș da Rammstein. Mi-aș dori să spun atât. Vreau în echipa mea. Irezistibil. Da, bravo. Da, ei toți se dau cu presupusul. Numai eu și cu tine știm ce se ascunde sub aceste rochițe minunate. Și cu cireșe sub acest zâmbet. Asta! Nu, gata, eu, hai să plecăm, hai să o luăm ușor. Hai, du-te. Dar nu trebuie să e. Nu trebuie să iei la propriu. Am înțeles chestia cu scufița roșie lui Smiley. Dar dacă... Uite, Măriuca, înțeles despre ce vorbesc. Da. Despre ce vorbește? Măriuca. Ce se ascunde după acest chip minunat și zâmbet orbitor și ochi frumoși și dulci. Da, ai zis sub aceste rochițe. Rochițe cu cireșe. Deci a fost... Ești în ton cu mine, degeaba deci se luptă. Eram predestinată, Irina. Vezi? Cred că noi două îți facem echipă foarte bună și nu asculta lupii. Mai bine mergi cu vânătorița. Mă bucur tare mult. Irina, ești minunată, mulțumesc mult! Oi. E mic!
Maria asta ce? Alice din Țara Minunilor. Cireșica la putere. Așteptăm să coacă cinci. Vino încoace. Ia pe bunica în brațe. Ia pe bunica ce ușoară e. Ascultă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Revedere, ce dulce. Ce ușoară e. Smile, încearcă. Nu. Aplauze mare, mare bucurie provocată. Vino cu aici. Bravo. Bravo. Să vă fie rușine. Mă simt murdar, efectiv. Să vă fie rușine. Pe, mama lor. Nu mai pot. Vă rog. Lupule. Doamna e curaj. E făcut drumul ăla. Ce boiești, mă. Ce ușoară e. Smiley, ce-ar cu și tu. Doamne Dumnezeule.